Ziua de 25 octombrie va rămâne mereu în amintirea poporului nostru prin importanța sa istorică. Ea constituie un bun prilej pentru a rememora și cinsti faptele de vitejie ale înaintașilor, ale celor care în urmă cu 69 de ani au făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătălie pentru eliberarea ultimei brazde de pământ de sub ocupație străină. Pentru sărbătorirea Zilei Armatei Române, Ministerul Apărării Naționale a organizat o serie de manifestări cultural-artistice cu caracter evocator, precum și ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele militare din țară. Ca în fiecare an, în avanpremiera sărbătoririi Zilei Armatei Române, Muzeul Marinei Române a organizat la Cercul Militar Constanța un simpozion omagial dedicat semnificației zilei de 25 octombrie. La eveniment au participat reprezentanți ai unităților din garnizoana Constanța, elevei Liceului Teoretic Traian și Colegiul Național Mihai Eminescu și alți invitați. Specialiștii Muzeului Marinei Române, muzeograful dr. Florin Stan, șeful secției de istorie navală, profesorii Sorin Ursu și Andrei Vochițiu au reținut atenția publicului cu evocări despre semnificația Zilei Armatei Române, personalitatea de seamă a Marinei Regale a României și prezența trupelor speciale de elită în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale. Este vorba de o zi care cinstește instituția fundamentală a stabilității statale, Armata României, care de-a lungul timpului și-a dovedit cu prisosință valoarea, semnificația și, de ce nu, importanța deosebită pe care o are în ansamblul statului național român. Este o zi care este sărbătorită începând în 1959, dar care marchează, după cum știm cu toții, momentul 25 octombrie 1944, când trupele române au eliberat ultima brazdă de pământ românesc, orașul Carei, de sub ocupația trupelor inamice. Este vorba de implicarea Armatei Române, a ansamblului societății românești în eliberarea, sau mai exact în înfrângerea forțelor totalitarismului de extremă dreaptă, a nazismului, a fascismului, în cea de-a doua parte a războiului. Țin să subliniez că implicarea României, Armatei Române, în cea de-a doua conflagrație mondială a urmărit de la început, atât în ceea ce privește campania din Est, cât și în ceea ce privește campania din Vest, scopuri care au vizat întregirea națională, care au vizat apărarea suveranității, integrității și independenței de stat. În Constanța, Ziua Armatei Române a fost marcată printr-un ceremonial militar și religios desfășurat în cimitirul central la Monumentul Eroilor Români din al doilea război mondial. La activitate au participat reprezentanții ai autorităților administrației publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, veterani de război, cadre militare active în rezervă și în retragere, precum și copii și elevi din grădinițele și școlile constanțene.